PSD a hotărât cine va prelua ministerele muncii și familiei după ce Marius Budăiu și Gabriela Firea și-au dat demisia în urma scandalului azilelor groazei. Iar socialdemocrații le-au votat pe Simona Bucura Oprescu pentru Ministerul Muncii și pe Natalia Intotero pentru cel al familiei. Ce avere au acestea, ne spune chiar acum Mădălina Mihalache. Simona Bucura Oprescu este cea care a fost astăzi votată în ședința socialdemocraților pentru a prelua funcția de ministru al muncii în locul lui Marius Budăi. Simona Bucura Oprescu se află la al treilea mandat de parlamentar, reprezintă în Parlamentul României județul Argeș. Ceea ce ne-a atras atenția în declarația sa de avere este faptul că Simona Bucura Oprescu și-a achiziționat recent două arme de vânătoare cu lunetă în valoare de 6.000 de euro fiecare, deci în total 12.000 de euro. Cel mai probabil are legătură și cu faptul că soțul său este președintele Asociației de Vânători și Pescari Sportivi din județul Argeș. Are o singură mașină, nu are nici casă sau terenuri, cel puțin nu sunt declarate în declarația de avere, iar în cont are suma de 161.000 de lei. Ceea ce mai este interesant despre Simona Bucura Oprescu este că a terminat Academia de Informații Mihai Viteazul, este Academia Serviciului Român de Informații și de asemenea și Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Socialdemocrații spun că ar avea și un doctorat la Academia Serviciului Român de Informații Mihai Viteazul, însă acesta nu apare în CV-ul pe care l-a publicat pe site-ul Camerei Deputaților Simona Bucura Oprescu. Cea de-a doua nominalizare făcută astăzi de socialdemocrații este cea de ministru al familiei în locul Gabrielei Firea. Este vorba despre Natalia Intotero și ea se află la al treilea mandat de parlamentar în Parlamentul României. În declarația de avere și-a trecut 6 terenuri, 2 case, 3 mașini și 2 spații comerciale. Anul acesta a vândut un teren intravilan și un spațiu comercial. Are în cont suma de aproape 93.000 de lei. Urmează ca aceste nominalizări să fie trimise de premierul Marcel Ciolacu la Palatul Cotroceni. Așteptăm să vedem dacă președintele Klaus Iohannis le acceptă sau nu pe cele două doamne și în scurt timp, după ce președintele se va întoarce de la Bruxelles, să depună și jurământul.